Iar ca să lămurim o problemă în Brașov, pentru că foarte mulți vorbesc și fac și afirmații total neinspirate, ca să rezolvăm o problemă de mediu, am decis săptămâna trecută ca în jurul Brașovului să transformăm 1000 de hectare în pădure parc. Adică în jurul Brașovului va exista 1000 de hectare alături de zona protejată care se numește Muntele Tâmpa și zona Postăvarului, deci 1200 de hectare vor fi transformate în pădure parc, în așa fel încât în această zonă să se poată derula doar activități specifice unei zone de pădure parc, altele decât ce înseamnă exploatări forestiere sau de natură economică în acest domeniu. Adică vom putea să dezvoltăm activități de zonă, trasee turistice, mountain bike, biciclete, agrement și asemenea activități, în așa fel încât să dăm posibilitatea celor care au această dorință să poată să facă acest lucru din vârful Postăvarului până în tot acest areal pe care l-ați văzut mai înainte, 1200 de hectare. Și cu asta am rezolvat și o problemă a ceea ce a fost adus în zona publică, să zic așa, dacă poți să dai slide-ul înapoi, pentru că este foarte important acest lucru la 1000 aici. Ceea ce vedeți aici este din vârful Postăvaru spre Predeal, spre Săcele, spre Râșnov, înseamnă zona pe care noi o vom proteja și o vom exploata sau administra împreună cu Regia de Păduri Kronstadt, care este administratorul pădurilor din partea municipiului Brașov, pentru acest domeniu care înseamnă pădure parc. Cei care doriți, puteți să vă cumpărați de pe acum mijloace de mișcare, biciclete sau alte asemenea lucruri, pentru că aveți 1200 de hectare și contribuiți în acest fel și la ceea ce înseamnă metru pătrat pe cap de locuitor al municipiului Brașov din toate punctele de vedere. În acest fel, în mod indirect, rezolvăm și problema importantă care unii vor să o exploateze în scop altfel decât este în realitate, gorița. Gorița este un lucru care nu se va întâmpla pentru că pădurea parc 1200 de hectare de fapt rezolvă această problemă în mod indirect.